Petrolul are parte de un final strâns în Liga 1. După înfruntarea de vineri seară cu CFR Cluj, formația ploieșteană va avea următorul meci peste 10 zile. Apoi următoarele 3 partide vor fi susținute la intervale scurte de timp. Într-un meci care va conta pentru etapa 11-a play-out-ului, Petrolul va juca tot pe Arena Ilieoană, cu Poli ACS Timișoara. După 5 zile, pe 21 mai, gruparea ploieșteană va evolua pe noul stadion Anghel Iordănescu împotriva Voluntariului Duel, care face parte din etapa 12-a. Și după doar 3 zile, Petrolul întâlnește Chiajna la Ploiești în ultimul meci al Găzarilor în Liga 1 pe Arena Ilieoană. Iar ultima apariție în primul eșalon va fi la Craiova, însă deocamdată Liga Profesionistă nu a anunțat programul etapei a 14-a. Chiar dacă mai sunt câteva întâlniri, trupa antrenată de Ionel Gane riscă să nu termine acest sezon. Din cauza gravelor probleme financiare, clubul nu mai poate susține cheltuielile meciurilor organizate pe teren propriu. De aceea, Petrolul a făcut o adresă către Liga Profesionistă de Fotbal, prin care cere ajutorul forului de la București pentru a putea termina sezonul în picioare. Echipa patronată de Dan Capră nu a plătit chiria pentru niciunul din meciurile jucate în acest an pe Ilieoană, iar Clubul Sportiv Municipal, administratorul stadionului, poate închide lojele și birourile existente, așa cum se întâmplă și la Ucluj, FC Brașov sau cum a dispărut Oțelul Galați. Pe 25 mai, la Tribunalul Prahova va avea loc o nouă înfățișare în care poate fi demarată procedura de faliment. Asta având în vedere că, de când a intrat în insolvență, SCFC Petrolul a mai acumulat 2 milioane de euro datorii pe lângă cele 8 milioane existente.